Dragi prieteni, bine ați venit la Pomul Vieții. Vom vorbi despre diferite generații care s-au scurs de-a lungul timpului. Vom face un pic de analiză istorică, psihologică, dar mai ales de suflet biblică și vom vedea ce vrea să ne vorbească Dumnezeu nouă prin această lecție a generațiilor. Atunci când deschidem Sfânta Scriptură și citim, vom vedea că în Cartea Genezei avem prezentate istoria familiilor lui Abraham, Isaac și Iacob. Aici avem personalități puternice, precum Abraham, Isaac, Iacob, Iosif, Iuda. Fiecare personalitate a ieșit în evidență prin lucruri foarte importante, mai ales în domeniul credinței. Fiecare a avut urcușuri și coborâșuri, dar și-au lăsat amprenta. Însă, când trecem la cartea Exodului, avem cu totul altceva. Avem un popor. Pentru prima dată, copiii și nepoții marilor patriarhi se înmulțesc, trec de 1 milion de indivizi, merg spre 2 milioane de indivizi și sunt un popor. Acum, începând de aici, putem să vorbim de generație. Iată care este istoria lor. În Egipt au stat 200 de ani. Patriarhii în Canaan au stat tot cam 200 de ani. Timp de 200 de ani, Abraham, Isaac și Iacob au acoperit această perioadă prin 3 generații. În Egipt, în timp de 200 de ani, au fost 4 generații. Iar după ce au ieșit din Egipt și până când au intrat în Canaan, timp de 40 de ani, a trecut o singură generație. Lucru care îl observăm este scăderea perioadei unei generații. Practic, ce este o generație? După mai multe definiții oferite de dicționare, în primul rând, generația este totalitatea oamenilor care au cam aceeași vârstă și trăiesc cam în aceeași perioadă. S-au născut cam odată și își vor încheia viața cam în aceeași perioadă. În timpul nostru, o generație are în jur de 30 de ani, de la nașterea părinților și până când încep să se nască copiii. Acesta este perioada actuală. Pe timpul patriarhilor, perioada aceasta era mult mai mare. Dacă ne gândim că Abraham l-a născut pe Isaac la 100 de ani, Isaac l-a născut pe Iacob la 60 de ani, Iacob și-a născut copiii cam de la 80 de ani în sus, generațiile lor au fost generații cu perioade foarte lungi. În Egipt, generațiile au depășit 50 de ani, iar generația Exodului este o generație doar de 40 de ani. Însă, nu acest lucru este important. Important este ceea ce realizează o generație. Așa că, pe lângă perioada de timp, partea fizică și cea mai simplă de calculat, o generație este formată din acei oameni care au aceleași gânduri, aceleași idearuri, același impuls al vieții de a realiza ceva și care lasă în urma lor o anumită amprentă. Au făcut ceva. După cum în timpul nostru se tot vorbește mereu de generația de aur a fotbaliștilor, care au reușit lucruri deosebite și au creat așa un statut înalt la care alții încă nu au reușit să se ridice. Să ne întoarcem la prima generație a poporului Dumnezeu din istoria biblică. Despre această generație ne vorbește foarte mult Moise în ultima sa carte, în cartea Deuteronomului. Și spune, ne-am întors și am plecat în pustiu, pe calea spre Marea Roșie, cum îmi spusese Domnul, și am ocolit muntele Seir multe zile. Și Domnul mi-a vorbit, destul ați ocolit muntele acesta, întoarceți-vă spre nord. Alte traduceri folosesc o expresie parcă mai românească, ajungă-vă cât ați ocolit muntele acesta, întoarceți-vă spre nord.
Și mai departe citim: și zilele în care au venit de la Kadesh Barnea până am trecut pe râul Zered au fost 38 de ani, până a pierit din mijlocul taberei toată generația bărbaților de război, cum le jurase Domnul. Chiar și mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei până când au pierit. Și a fost așa, după ce toți bărbații de război au pierit, murind din popor, Domnul mi-a vorbit zicând: veți trece astăzi hotarul Moabului. Acestea sunt versetele biblice care ne prezintă această generație, generația Exodului. Sunt oamenii care au trecut prin cele mai grele situații. Ei au trăit în Egipt în perioada cea mai cruntă, când faraonii au pus asupra lor munci extenuante să-i zdrobească prin muncă, a dat decrete prin care băieții să fie uciși la naștere, să fie aruncați în râu, să se facă orice pentru ca neamul acesta de evrei să fie asimilat și să dispară ca entitate din mijlocul evreilor. Oamenii care au rezistat, oamenii care s-au luptat din greu, care au suferit, aceștia sunt. Ei au avut ocazia să vadă plăgile. Și acolo a fost o mare minune, pentru că 7 din plăgile care au căzut peste egipteni nu au căzut peste ei. Și veneau rapoartele. Ce dezastru a fost în Memphis! Cum a distrus Dumnezeu câmpurile de acolo! Câte animale au murit și câți oameni au murit în plaga XY! Și noi nu am suferit nimic. Veneau egipteni care se îngrămădeau în mijlocul lor pentru că spunea: voi sunteți protejați de Dumnezeu și vrem să stăm în mijlocul vostru. Nu e ceva mișcător și nu e ceva care să te impresioneze, să-ți dea putere, să-ți dea forță. Uite, Dumnezeul nostru ne-a ocrotit, Dumnezeul nostru e de partea noastră. Au trecut apoi prin Marea Sărbătoare a Paștelor, prima sărbătoare, prima jertfă adusă în mod special, care amintește de eliberare și care va rămâne un stâlp principal în istoria lor, în calendarul sfânt al lor, în viața lor până astăzi. Și apoi urmează Marea Roșie, un eveniment unic în istoria mondială. Urmează pustiul, cu mana în fiecare zi, cu apa din stâncă. Apoi vine Sinaiul, manifestarea glorioasă a lui Dumnezeu cu foc, cu tunet, cu vocea ca de tunet, Moise care coboară cu legea și le oferă lor: uitați-vă, Dumnezeu cu degetul lui a scris aceste două table și prezentarea legii. De ce oare toate acestea? Pentru că această generație de robi care nu au avut cultură, care nu au avut posibilitatea de a fi educați, care nu mai știau nici despre Dumnezeu mai nimic și multe din obiceiurile lor bune erau pierdute, să poată fi impresionată, să poată fi educată într-un mod rapid, prin minuni, prin exemple, prin vocea puternică și să poată să crească și să se formeze dintr-o gloată de robi needucați într-un popor organizat, un popor care să fie pregătit pentru Canaan. Dumnezeu face în mijlocul lor sanctuarul, care a devenit centru și în jurul căruia s-au organizat ca popor într-o ordine foarte perfectă din punct de vedere al așezării și evident că această ordine urmea să aibă efect sau Dumnezeu dorea să aibă efect și în viața lor. Cu toate acestea, generația aceasta care a trăit cele mai multe minuni și mi-am pus întrebarea: aș fi dorit să trăiesc aceste evenimente? Dumneavoastră, ați fi dorit să trăiți minunile și evenimentele acestei generații? Sincer să fiu, aș fi dorit. Așa după cum am trecut prin ultimii ani de comunism, prin revoluție și au fost lucruri foarte interesante care au îmbogățit zestrea mea
spirituală și mi-au călit viața mea de luptă a credinței, mi-ar fi plăcut să trec și prin acele evenimente. Să văd cum Dumnezeu despică marea în dreptul nostru și cum am trecut noi, o întoarce asupra egiptenilor. Fantastic! Dar probabil mi-ar fi plăcut Sinaiul, să văd prezența lui Dumnezeu atât de maestoasă și apoi pe Moise coborând cu tablele legii. Ce document formidabil! Să văd cu ochii mei acele pietre scrise de degetul lui Dumnezeu. Sunt lucruri fantastice. Iată că oamenii care au trăit aceste momente îl decepționează pe Dumnezeu, cum n-aș putea spune. Creează cele mai mari probleme. În primul și în primul rând, oamenii aceștia nu ajung să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Nu ajung să simtă bucuria prezenței Lui, acelui Dumnezeu puternic, care îi iubește, care îi apără, care îi eliberează, care îi educă și care vrea să-i ridice la treapta de un popor civilizat. Ei se adresează lui Moise. Moise, du-te tu pe munte, vorbește tu cu Dumnezeu. Nouă ne este frică, noi nu putem să ascultăm această voce atât de puternică. Cât de trist este să te depărtezi de Dumnezeu socotind că El este prea puternic, este prea sfânt pentru situația ta umilă și firească, păcătoasă în care te găsești. În loc să dorești să te înalți, în loc să te bucuri că Dumnezeu se apropie de tine, ei se depărtează și trimite pe altcineva. Asta mi se pare că este prima și cea mai mare greșeală pe care a făcut această generație. Oamenii care au văzut tablele legii, dar care nu aveau încă maturitatea să stea în picioare, în momentul în care Moise nu mai este, pentru că alte 40 de zile le petrece pe munte, când nu mai are un conducător vizibil, puternic, care să le spună, stați aici, mergeți acolo, înaintați, opriți-vă, nu știu ce să mai facă. Sunt complet derutat. Și spune, faceți-ne un vițel ca să stea înaintea noastră. Vedeți cât sunt de mici. Nu pot să reziste pe propriile lor picioare. Și rezultatul este că de la manifestarea vizibilă și grandioasă a poruncilor lui Dumnezeu, au trecut în câteva săptămâni la vițelul de aur. Dar și aceasta Dumnezeu îngăduie și merge mai departe. Întrebarea este, de ce generația Exodului, prima generație a poporului lui Dumnezeu, este o generație a eșecului? De ce nu au reușit să intre în Canaan într-un timp scurt, aproximativ un an și ceva? De ce? A fost voia lui Dumnezeu ca ei să peregrineze prin pustie 40 de ani? Cuvântul profetic spune foarte clar, nu, categoric. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca Israel să rătăcească prin pustie 40 de ani. Dumnezeu dorea să-i ducă repede în Canaan. Dumnezeu i-a dus până la hotare. Le-a arătat roadele, i-a încântat cu frumusețea țării și le-a spus înainte. Iar ei s-au oprit. Care au fost păcatele care i-au adus aici? Foarte interesant, Moise ne prezintă acest lucru cu multă claritate. Și citesc din Deuteronomul 1, începând cu versetul 25. Țara pe care ți-a dat-o Domnul Dumnezeul tău este bună. Și acum vine această schimbare, acest macaz, dar. Dar voi n-ați vrut să vă suiți, ci v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, ați murmurat în corturile voastre și a zis, pentru că Domnul ne urăște, ne-a scos din țara Egiptului. Și ultima idee, și totuși, în lucrul acesta n-ați crezut
pe Domnul Dumnezeul vostru care mergea pe drum înaintea voastră. Care sunt cele trei păcate care i-a ținut pe evrei 40 de ani în pustie? Păi primul păcat a fost murmurarea. De ce, de ce, de ce? Al doilea păcat a fost răzvrătirea. Nu vrem, nu suntem de acord. Și al treilea păcat, necredința. Nu se poate. Rețineți murmurarea, răzvrătirea și necredința. Mă gândesc la copiii care au ieșit din Egipt, care au stat cu vasul să ia sângele mielului și să-l pună pe ușior, care au trăit toate aceste minuni, care au ajuns la hotarul Canaanului și s-au întors în pustiu. Copiii curioși, interesați, întreabă: tată, dar când vom intra odată în Canaan? Și tatăl, îndurerat, pune capul în pământ și spune: fiule, tu vei intra atunci când eu și tot neamul nostru, toată generația noastră, vom muri. Cât cinism este aici! Trebuie să aștept să moară tata și toată generația lui ca eu să pot face un pas înainte. De ce? Aici este marea întrebare. Prieteni, dacă nu o să învățăm lecția generațiilor, dacă nu o să tragem niște concluzii corecte din Cuvântul lui Dumnezeu și din experiența vieții din trecut, din nefericire, riscăm să ne învârtim și noi în pustiu. În primul și în primul rând, oamenii aceștia s-au clădit doar pe minuni și nu pe idei și valori mari. Au văzut atâtea minuni, în fiecare zi mană, în fiecare zi apa din stâncă, mergeau mai departe, altă stâncă le dădea apă. Du-te acum și stai lângă stâncă, dă în ea cu ce vrei, cu pietroaie, cu săbii, cu tunul și nu o să curgă niciun strop de apă. Și atunci, 40 de ani, a curs apă, pâraie, mari, ca să sature 2 milioane de oameni. Același lucru cu mana. Apoi nu mai vorbim de minunile războinice, cu egiptenii, cu amaleciții, în primul rând, și apoi cu ceilalți care au urmat. Pe urmă, manifestarea de la Sinai. Toate aceste minuni care se repetau zilnic au ajuns să fie banale, să fie tratate ca ceva normal. Păi trebuie să ne dea, e normal să ne dea. Și în loc să spună: Doamne, îți mulțumim pentru că ne dai în fiecare zi pâine, apă și protecție, îți mulțumim. Ei spuneau: de ce nu-l mai dă? Să ne dea. Dacă a fost o zi, două sau trei când nu le-a dat, imediat au vociferat, au făcut gălăgie, au făcut scandal. Ca Dumnezeu să trebuiască să le explice: v-am arătat acest lucru ca să vă imprim în mintea voastră că omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci trăiește și cu orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Vedeți, n-au reușit să se ridice deasupra elementelor mărunte, existențiale, pâine, apă, haine, protecție, la elementele spirituale. N-au reușit. În al doilea rând, au primit legea într-un mod maestos. Nu se putea un spectacol mai mare, mai grandios ca acesta. Le-a trezit un sentiment de frică, de solemnitate din aceea așa care este impusă din afară, prin fast, prin zgomot, prin voce, prin foc. Și au spus: vom face și ascultăm tot ce a zis Domnul. Și n-a rezistat. Cum a trecut acestea, au revenit iarăși la situația lor de bârfitori, de nemulțumiți și de copii neînțelegători. Aceasta este a doua problemă. A treia problemă este că au primit legea, le-a spus: nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie. Au înțeles cât au înțeles
Și tot timpul veneau, Moise, dar aceasta e voie, Moise, dar cealaltă e voie, dar asta cum să o facem? Nu au putut să treacă dincolo de litera legii. Nu au putut să gândească cu mintea lor ca să ia o atitudine corectă. Vedeți, pericolul legalismului este unul din cele mai mari pericole care există în viața unui credincios, unui om care crede în Dumnezeu, unui om care acceptă Biblia, dar care nu se poate ridica. Este exact ca un copil. Am voie să pun mâna pe asta, pot să mă îmbac cu hăinuța aceasta, pot să mă joc afară acum pe timpul acesta. Atât. El nu poate să gândească că este frig, că aceasta nu este bună, că este răcit. El nu are această logică. El doar e voie sau nu-i voie. Și atunci e nevoie de tata și de mama, un protector care să decidă ce este sau ce nu este voie. Da, pentru faza de copilărie e normal acest lucru și este bine, dar cât vom rămâne copii? Apostolul Pavel cu durere spunea, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni maturi, că tot prunci sunteți. De mult trebuia să fi fost învățători, le spune Pavel evreilor, dar n-ați crescut, sunteți tot niște copii. Vedeți? Dumnezeu i-a trecut prin toate aceste experiențe cu un scop, să-i maturizeze. Întrebarea care o pun și care se pune și care este foarte importantă. Putea Dumnezeu să treacă cu acești copii Iordanul? Răspunsul este nu. Putea să treacă Marea Roșie, pentru că Marea Roșie reprezintă altceva, ieșirea din robie și drumul spre libertate. Atunci când ești într-o criză, atunci când ești căzut într-o groapă, Dumnezeu te ia în spate, te scoate, te duce, te eliberează, te pune pe picioare și apoi spune, urmează-mă. Aceasta este Marea Roșie, este eliberarea din robie. Nu se ține cont de cine ești, cât știi, cât nu știi, Dumnezeu este Cel care, cu putere, cu un braț puternic, te scoate. Iordanul este altceva. Iordanul este hotarul maturității, unde eu și tu și fiecare bărbat care vrea să intre în Canaanul Ceresc trebuie să înțeleagă, trebuie să aibă credință și când Dumnezeu îți dă un ordin, mergi în această formă, intră în apă, înconjoară cetatea, nu vorbiți, acum vorbiți, strigați, nu strigați, să fii întotdeauna pregătit să execuți comenzile. Este exact ca o trupă de tineri care intră în armată, total nepregătiți, trec printr-o perioadă de 3-6 luni de exerciții intense, de pregătire, iar după ce sunt instruiți, atunci la fiecare sunet de trâmbiță, la fiecare voce, la fiecare comandă, ei știu exact ce să facă. Acesta era drumul din Egipt spre Canaan. Maturizarea lor, pregătiți ca să intre în Canaan. Ajung la hotarele Canaanului, dar nu sunt pregătiți. De ce? Un ultim răspuns. Marele diacon Ștefan, în cuvântarea sa, spunea următoarele acestor conducători evrei. Zice, părinții noștri au plecat din Egipt spre Canaan. Înaintau fizic spre Canaan. Au ajuns până la hotarul Canaanului, dar în inimile lor s-au întors spre Egipt. În inimile lor vorbeau de mâncărurile din Egipt, vai ce bune erau! În inimile lor vorbeau de mormintele din Egipt, vai ce procesiuni frumoase, câte pomeni, câte lucruri se dădeau, ce frumos era acolo! Își doreau Egiptul, priveau în urmă, priveau spre morți, în loc să privească înainte spre Canaan. De aceea, cuvântul Domnului spune, ajungă-vă, destul ați ocolit muntele acesta, porniți înainte. Prieten, aceasta a fost prima generație, generația eșecului, care a rămas ca niște monumente de oase uscate prin deșert, în ciuda minunilor extraordinare a lui Dumnezeu. V-aș dori să meditați și mai profund la ea, pentru că un bătrân spune așa, dacă nu vom învăța lecția acestei generații, vom continua să rătăcim în pustiu. Dacă suntem astăzi în această lume, suntem pentru că, la fel ca
Evreii de altă dată ne învârtim în pustiu. Este timpul să ridicăm capul. Este timpul să spunem destul, ajungă-vă. Plecați înainte, căci Iordanul vă așteaptă. Prieten, acesta este lecția de la pomul vieții. Dacă vom învăța-o, în curând ne vom întâlni sub umbra lui ca să gustăm roadele acestui pom. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Thank you.